Oameni buni să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați, cum știți dumneavoastră că o meritați, funcție de conștiință. Și conștiința se reflectă în ceea ce am fost, suntem și vom fi cu ajutorul lui Dumnezeu. Lebedele nu mor niciodată. Așa zic eu astăzi. Și zic asta inspirată de invitata pe care o veți vedea imediat. O persoană absolut deosebită. Această întâlnire a fost mult amânată, noi n-am mai auzit și am mai programat, sau mă rog, nu neapărat am programat, am vorbit pentru astfel de întâlnire, nu a fost să fie, astăzi a venit momentul acela și iată că suntem în casele dumneavoastră. De ce spun că lebedele nu mor niciodată? Pentru că invitata mea este balerină. Ce frumos! Dacă ai un pian și un cuplu de balerini care să-ți alinte simțurile, te apropii de Dumnezeu. Știți foarte bine că există lacul lebedelor. Tchaikovsky, știe toată lumea, nu? Mai există o compoziție, Lebăda, de Camille Saint-Saëns. Așa, ei, acolo este o poezie. Este Moartea lebedei, de fapt, un solo de balet care pe mine m-a inspirat. Este de o frumusețe absolut tulburătoare. Și mi-am notat aici, din volumul Lebăda, autoarea Allegra Kent. Și vreau neapărat să vă dau un citat de aici, pentru că, nu știu, l-aș afișa așa pe pereți, pe ziduri, nu pe oriunde, pentru noi. Zice doamna Allegra Kent așa: în Moartea lebedei nu e vorba despre o femeie care întruchipează o pasăre, ci despre fragilitatea vieții, a oricărei vieți și disperarea cu care ne agățăm de ea. Prin intensitate dramatică, Pavlova a reușit să redea acest adevăr. Am încheiat citatul. E vorba despre fragilitatea vieții, despre oricare viață și m-am dus aici pentru că se leagă cu traseul pe care l-a parcurs invitata mea alături de, veți vedea cine. Emilia Mirea, balerină, mamă, soție, om, prietenă, femeie fragilă și puternică deopotrivă. Doamnă, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația. Bună, mă bucur foarte mult că în sfârșit am ajuns. Da, în Sunt sfârșit. onorată, realmente. Deopotrivă sunt onorată. Am spus că lebedele nu mor niciodată pentru traseul pe care l-ați avut în viață, tulburător, fascinant deopotrivă. Și să spun vorbă mare, un exemplu, fiecare suntem un exemplu, pozitiv sau negativ, în felul nostru. Sunteți un exemplu pentru noi și din punct de vedere, nu sunt neapărat social, așa, ca om, ca lebădă mai ales. Haideți că vă arăt niște fotografii, neapărat. Acum primele flori, te rog. Să vedeți balerina, nu? Că aici s-ar desfășura, vă garantez că s-ar desfășura, dar noi nu avem un platou de televiziune, avem doar un studio modest și nu se poate desfășura. Încă mi-a și spus că s-ar putea să aibă niște zvâcluri. Da. Așa. Este alături de Mirea Dorin, soțul, un om fascinant, despre care vom vorbi cu îngăduința Sigur că invitatei da, mele, cu nu-i mare așa? drag. Da. Ei, spuneam că lebedele nu mor niciodată. De ce? Pentru că ați avut un parcurs și profesional, și parcursul vieții, cum ne place să spunem așa, că asta înseamnă, de fapt, CV-ul. Parcursul vieții, nu? Așa. Avut un parcurs extraordinar. S-ar putea, dacă ar scrie cineva un scenariu, s-ar putea face un film, a? Da. Bun, Și am hai, de spus un unde da pornim? foarte hotărât. Pornim de la balerină. Tare frumos. Cum a început povestea? Cum a început? A început la 10 ani.
Dar înainte N-a fost de un pic cam târziu? Balet, înainte de balet am făcut gimnastică de performanță. Am înțeles. Am ajuns cumva din greșeală la balet. Și de ce? Am fost o gimnastă foarte bună, dar am avut un accident teribil pe bârnă. Chiar în timpul examinării să ajung eu la DEVA, vestita școală. Au fost speriați părinții mei, dar nu de mine, ci de medici. Medicine cam sperie. Mă sperie și în ziua de astăzi. Și pe mine. Deci suntem pe aceeași limbă. Și mi-au spus așa, nu mie, cât părinților, dacă fetița asta mai face gimnastică, riscă să ajungă în cărucior. Părinții mei au fost șocați. Păi de ce? Eu care m-am născut cu spină bifidă, apropo. Nu am voie să fac efort fizic, am oasele mult prea fragile, nu am ce să caut la un sport de performanță și în forță. Am spus părinților, ok, bine, nu fac gimnastică, dar eu fiind o nebunatică și crescută cumva într-un orășel foarte tradiționalist, în Miercurea Ciocu, unde toată lumea se știa cu toată lumea, eu făcând parte într-o familie de părinți mici, da, româno-maghiari, era așa o formă de coproducție. Deci, da, eu sunt o coproducție perfectă. Toate limbile, toate culorile, toate argumentele. Și au spus așa, păi, cum să fac eu să fac sport? Că nu sunt genul să stau cu minte, nicio șansă. Și am zis, mă, ia să încerc. M-am dus la atletism. Nu, că n-ai voie nici acolo. Am vrut să fac schifondul. A, nu, ce, cum cu oasele tale? Nu, zic, ce să fac, ce să fac? Și mă urc la balet. Venise atunci, o fost absolventă de la Cluj. Și mă duc la balet. Mi s-a părut că e ușor și că îi păcălesc pe părinții mei. Zic, mama, tata, uite, eu o să mă duc la balet. Ce să cauți, că nu o să treci din asta? Zic, mama, am 10 ani, lasă-mă să merg la balet. Bineînțeles că am mers așa cumva, eu făceam și cor și eram genul de om care mă implicam în multe activități ca și acum de altfel. Așa. Am ajuns la balet. Primele 2 ore nu mi-au plăcut deloc. Dar nu pentru că nu erau frumoase, ci pentru că eram obișnuită cu efort fizic, iar baletul se ia de la litera A, iar baletul se ia de la stând în fundule, îți mișcat un pic gleznuțele, poziționa, stai dreaptă. Eu care eram obișnuită să zbor pe bârnă, flic-flacuri, salturi. Și bă, zic, e prea ușor pentru mine. Din a treia oră am început să fac niște elemente la bară și, opa, când am început poziția întâia, și au zis, măi, tu ai făcut sport, ia să vedem poziția 5. A zis, stai așa, că nu e așa, mi se puneau picioarele de-a curmezișul, dacă știți cam cum e poziția 5. A zis, nu, stai așa, că îmi place. E de greu aici și e de mine. Și la vârsta de 10 ani, ia că am început să fac și balet, între timp mai făceam aerobic, mai făceam dans modern, nu era suficient. Și nu știți că am fost dat afară de la balet, dar știți de ce? Pentru că părinții mei nu aveau destui bănuți să mă țină la balet. Pentru că erau multe situații foarte delicate pe vremea aceea, de la mentalitate, de la, să spunem, idei preconcepute. Da? Și atunci spuneau, păi mai bine să știu să plătești un meditator, să mai înveți matematica. Sau... Și am zis, nu, că da, cum să fac, cum să nu fac. Și atunci a devenit primul punct să devin econom. Toți bănuții mei adunam, ziceam, uite, am și o 10 lei, bine, era atunci 15-20 de lei ora de balet. Și m-au dat afară pentru că părinții mei nu m-au plătit baletul. Am ieșit, m-au dat afară pe ușă, am intrat pe geam, dar nu profesoara m-a dat afară, ci structura școlară, că nu plăteam la timp, chitanțele nu erau la ordin contabilicesc, nu ieșeau. Și bineînțeles că am intrat pe ușă oarecum și vreau să spun că am fost și cred că încă la ora actuală sunt una din puținele producții din Miercurea Ciocu care suntem pe poziție și am fost foarte buni. Sunt 3 la Cluj, vreo 2 au ajuns prin Ungaria, una s-a întors în Miercurea Ciocu, este profesoară de balet și cam atât am rămas în istoria acelei școli. Ce frumos! Da? Ei, și la un moment dat, după un anumit parcurs, v-ați întâlnit cu perechea. Asta e o poveste și mai frumoasă. Cu Dorin Mirea, pe care l-ați văzut în imagine, alături de balerină, un balerin extraordinar, un om minunat, care se dăruiește sub toate formele, cu putință. Pe soțul meu îl cunosc de 30 de ani. Nu, mult și înainte, să fiți și tot într-o sală de balet, în Brașov, pentru că pe conceptul că nu am voie să fac efort fizic, părinții nu m-au lăsat la școala din Cluj.
Nu m-au lăsat la școala din București și am zis, ok, lasă că tot fac eu balet. Așa. Mai upgradat. Și atunci ce am făcut? Am tras pe matematică fizică, pentru că s-au dat. Da. Și am terminat matematica fizică. Serios? Da. Senzațional. Deci, și de ce? E o matematică, a fost, a fost nevoie, doamna Feliceu Popa, a fost nevoie ce pentru că eu nu puteam să ajung altundeva din Miercurea Ciuc decât prin școală, pentru că cu sportul m-a lăsat, că-s mică, că-s slabă, că-s oricum, dar nu potrivită pentru un sport în forță, inclusiv baletul care este, aș spune eu, mai greu decât gimnastica. Pentru că combină și mentalul, și fizicul, păi și energeticul, și... Și trebuie să ai cunoștințe, muzică, coreografie, tot. Vorbesc într-o formă din experiență. Și atunci consider că baletul e mai greu. Eu nu am experiență în acest domeniu. Nu, dar e mai greu. Și atunci... Ar fi fost imposibil. Zic, ce să pot face ca să upgradez baletul? Pe mine m-a interesat dansul, baletul. Nu neapărat școala, care chiar și pe vremea aceea ne dădea mult mai multă cultură generală decât poate aveam nevoie. Și s-au evit două posturi pentru județul Harghita, în Brașov, la electrotehnică, dar acolo era matematică fizică. Eu, care în concept am zis că dau la economie politică și eram cu matematică și economie politică și română. Și dai pe matematică, dai pe fizică, dai pe matematică, dai pe fizică. Am dat examen în treapta a doua fără știrea părinților mei. Aha, era și treapta pe la în treapta a doua, da. Și zic, acum, dacă nu iau, ce fac? Ei știau că m-am dus să dau un examen în Miercurea Ciuc. Ei n-au știut că m-am așa dus. Așa a făcut Nichita Stănescu. M-am pus frumos pe tren. Se va da la... Da, și a devenit, TCM sau așa și ceva a devenit, și s-a dus la filologie. Exact. Da. Și m-am urcat frumos pe tren, am dat examenele, ei la 7 plecau la servici, la 7:10 aveam trenul, examenele erau de la ora 10, aleluia, că dacă erau de la 8, am dat examen la română, am dat examen la matematică, am dat examen la fizică. Și după 5 zile aproximativ a ieșit că am intrat a 13, am fost atât de mândră. Zic, da, acum cum le spun părinților că sunt la Brașov, nu la Miercurea Ciuc, dar că am intrat și zic, încep cu partea bună. Zic, am luat examenul, zic, am intrat a 13. A, bravo, felicitări. Unde? Zic, că o să am o surpriză, pentru că urma să sune secretara școlii, pentru că le-am zis ce am făcut. Și au sunat la Miercurea Ciuc, la părinți, și a zis, știți, felicitări, fiica dumneavoastră a intrat la Brașov. Și m-a luat mama pe sus. Emilia, ce ai făcut? Ce ai făcut? Am luat examenul, eu poate, nu știam cum să fac. Păi da, da, la Brașov. Păi de unde ai avut bani? Și începuse tocătura. Zic, mamă, fii mândră. O să fac și balet, o să fac și școală și promit că o să strâng bănuții ca să pot să mă țin liceu. În liceu și în, în internat. Bun, comprimăm. Și ulterior? Și așa am ajuns la balet în Brașov. Pedagoga mi-a zis să merg la școala populară de artă. Acolo era foarte... cum să zic, în anul 7, cum trebuia să continui, ei făceau cumva ce am făcut în anul 3 și am zis, nu e ok. Și m-au trimis la Palatul Culturii, fosta Palatul Culturii, la Centrul Cultural Redut. Palatul Culturii, ce ați făcut din Palatul Centrul Culturii? Centrul Culturii. Ce ați făcut? Păi, am făcut. În loc să mai facem încă un palat al culturii, umblăm cu elicopterele pe acolo, da? Și am intrat în sala de balet. Ce epocă de... În fine, da, am intrat în sala de balet, cu mințică, crescută la Miercurea Ciuc, în niște conduite un pic prea rigide cu minți, dar rebelă fiind, am răbufnit și am ocolit un pic adevărul ca să pot să vin în Brașov, pentru că ai mei nu vreau să mă las. Am intrat în sala de balet, aveam părul foarte lung, știu că Dorin m-a remarcat, dar eu după aceea am dispărut Dorin o săptămână. Dorimirea, da. M-a remarcat, două săptămâni n-am fost pentru că doamna Gut, celebra doamna Gut, atunci era plecată din țară, zic, bine, vin când vine doamna Gut. Și ușor, ușor m-a remarcat, aveam cea mai bună bază pusă, pentru că la Centrul Cultural Reduta, în general, erau dansatori, balerini, să zicem, semiprofesioniști sau amatori, care aveau alte profesii total diferite de balet, dar făceau cu plăcere. Eu încă eram la început de drum, cumva eram la nivel de profesionist pentru ei. Și m-au dat ca exemplu, uite, am început baletul. Așa, și ce înseamnă baletul astăzi, acum? Ce înseamnă baletul astăzi, acum? Este o formă de exprimare a vieții mele pe care nu o pot face oriunde și oricând. Da, la final, la finalul acestei ediții, o veți vedea cu sunet, cu tot ce trebuie, cu sunet și cu mișcare, așa pentru ca să vă și bucurați, nu?
Am ales un videoclip, uite pe acesta. Oh, da! Da, no? Vreau să spun... Dar la final, oameni buni, nu plecați, pentru că la final, la final o veți vedea. Este o improvizație și eram, improvizație, da. Eram însărcinată în luna a treia. Senzațional, da. Senzațional, senzațional! Am trăit, așteptați, realmente am trăit, realmente am trăit. La final, așteptați, o veți vedea pe balerină în toată splendoarea. Nu, că aici nu ar fi splendidă, dar acolo e altă splendoare. Asta este de reținut, așa. Așa, are 3 minute 35, dar la final, cu sunet, da? Vorbim noi mai puțin cu 3 minute. Ok. Da? 3 minute mai puțin vorbim. Mai exprim mai bine în dans, cred. Așa, așa va fi. Și așa cu Dorin, că eram la Dorin. Doamna Gut a văzut că suntem compatibili pe mai multe direcții. Deci, eram foarte buni prieteni. Se instalase o formă de iubire platonică, care a durat 5 ani. Deci eram nu e vorba de răbdare, am fost prieteni, ne-am respectat, deși eu sunt o rebelă, o rebelă. Dar m-a acceptat așa. Dar am dansat împreună, eram prieteni, ne întâlneam, știu, povesteam, vorbeam de artă, de balet, de vise, de ce am vrea, ce n-am vrea. Și după 25 de ani, uite, am format un cuplu din care de 18 ani căsătoriți și, Doamne ajută, boda prostă. Doamne ajută. Ei, la un moment dat a fost sigur că în viața oricărui cuplu sunt aspecte plăcute. Oamenii întâlnesc sau parcurg etape și mai frumoase și mai puțin frumoase. Așa, că aici nu ar fi fost frumos, pentru că iată cât de frumos sunt și acum. Dar la un moment dat ați avut o problemă de sănătate, nu? Pe rând. Întâi Dorin și după aceea... Nu! În același timp. În același timp. A fost șocul mult mai mare, dacă vă referiți la hepatita C. La hepatita C, da. Au fost mai multe, dar asta a lăsat... Senzațional, senzațional, mai ales cum ați depășit, trebuie să afle telespectatorii noștri. Aveam 27 de ani, mă aflam într-un contract în Italia și eram înaintea unei operații, da? Bineînțeles că în Italia, pe acea vreme, vorbim de acum 20 de ani în urmă, da? Uh-huh. Și sunt mândră să spun că am o vârstă cumva nedetectabilă, da? Că dacă spune cineva, dacă spun cuiva că am 20 de ani, că acum 20 de ani s-a întâmplat să fiu depistată cu acest diagnostic, zice, bine, da, câți ani are doamna? Că poate nu arată de aproape spre 50, dar sunt mândră. Nu, 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 eu mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine și Doamne ajută. Doamne ajută. Ok. Bun. Și am fost depistată cu hepatita C cronică virală, ceea ce în România, acum 20 de ani, în România pe vremea aceea se știa de hepatita B, de hepatita A și foarte puțin de hepatita C, dar nu era luată în considerație pentru că încă nu existau screening-uri pentru depistare și așa mai departe. După operație mi s-a spus așa, domnișoară, vezi că ai hepatita C, când te duci în România, tratează-te. Dar ce este hepatita B? Știam, hepatita A. Și am început să umblu prin gastroenterologi, prin endocrinologi, că nu știam cu ce se mănâncă, până la urmă am dat peste doamna Coma de la Spitalul Județean și a spus, păi se cam mănâncă cu niște terapii, tratamente destul de agresive pe vremea aceea, care aduceau de la depresii, tendințe de suicid, până la slăbire bruscă și așa mai departe. Și am zis, unde să mai slăbesc? Atunci aveam 45 de chile. Nu că acum am mai mult, am 46. Și am întrebat, e transmisibil? Nu e transmisibil? De unde e posibil să am, să nu am? Hai să văd dacă are și soțul. Da? E, cum să nu? Dar soțul până l-am am reușit să-l conving să meargă să se caute, au trecut niște 10 ani, pentru că timp de 10 ani și eu am jonglat cu această boală. N-am mai mâncat nu știu ce, n-am mai băut nu știu ce. Eu nu consum alcool deloc și niciodată. Cam în perioada aceea am sustat și fumatul, da, de vreo 15 ani nu mai fumez. Am încercat naturisme, cărnisme, fără cărnisme, alimentație lacto-vegetariană, lacto-ovo. N-a funcționat pentru că acest virus te mănâncă. Că tu ești mai sănătos, te mănâncă mai ușure, dar el te mănâncă, nu te iartă. Și după 10 ani de zile, între timp am avut contacte în străinătate, în alte țări, continente, am avut acest noroc, am luptat pentru ele. Am înțeles, da. Dacă până în Tokyo mi-au spus, domnule, e la nivel de planetă doar tratamentul ăsta, am zis, ok, îl fac.
Îl fac pentru că vreau copii, vreau o viață cât mai sănătoasă. Teo nu era. Îl nu veți era. Vedea imediat și pe Teo. Nu era încă dragul de el. Nu, 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 nu. Și m-am întors acasă, am zis, Dorine, te testezi. El nu și nu. Păi cum nu și nu? Ori am doi, ori niciunul, să știm. Și da, a avut și el la perioada ce aceea. Ce perioadă grea, așa? Da, pentru că la el a fost virusul mult mai activ, viremia era mult mai mare și, paradox, aveam din genome diferite. Pentru că hepatita C ar avea 4 tulpine de bază, american, englez, nu știu ce mai... Diferite. Deci nu am luat unul de la celălalt. Eu probabil niște operații. 14 operații pe mine, dar le duc. Așa. Soțul câteva de stomatologie și am zis, Dorine, știi că noi avem aceeași bubă, ce facem? Murim? Da. Sau da. Ne luăm de mână? Cum să murim? Facem copil. Păi până la copil mai erau niște cumpene. Unul se vindecă, celălalt nu. Unul răspunde la tratament, celălalt nu. Să încununăm frumos, am răspuns amândoi foarte bine. Ce? L-am făcut în același timp, pentru că noi nu aveam răgaz să stăm un an până se repară unul și după aceea celălalt. Pentru că însemnau 2 ani plus încă înainte, după 2 ani jumate. Păi noi trebuia să mai mâncăm. Între timp înființasem un SRL care trebuia totul să lucreze. Noi visam, casă mai mare, copii. Știți? Ce bine că ați visat. Am visat și visăm în continuare multe lucruri. Frumos, bravo. Nu ne oprim pentru că suntem oameni mult prea vii ca să murim acum. Mulți umblă pe două picioare morți. Și au 20 de ani și deja... Morți aici sau aici? Știu. Din păcate, avem colegi, prieteni de vârsta noastră care deja au murit. Păi cum? Eu aștept să ies la pensie. Păi cum? Eu am muncit destul. La 40 și un pic de ani, la 50 de ani? Eu nu accept. Călătorie plăcută încă va mai fi mult. Sunt la început, doamna fericea. Deci, și în cele din urmă v-ați vindecat. Ne-am da? Vindecat după un an de nebunie. Eu îi făceam lui injecțiile, eu mi le făceam mie, mai luam câteva medicamente zilnic, cu ribavirină, dar interferonul ăla care ne prelucra 3 zile, eram ca și gripați foarte. Da? Cu febră mare, cu tensiune, cu tot ce vrei și după aceea ce alte 3-4 zile eram un fel de zombi, dar cu nervii foarte la pământ. Cred. N-a fost ușor, dar probabil că v-ați susținut la un moment ajunsese, da, dar nu știți că aveam momente când cădeam amândoi. Cred. Și eram în depresie. Și după 6 luni de terapie, divorțam din 3 în 3 săptămâni. Am închipui, da. Stăteam în garsonieră, trebuia să stăm în aceeași cameră, în același pat, la un moment dat fiecare vrea liniștea lui, nu ne încăpeam, mă duceam în bucătărie, deci a fost un adevărat spectacol și în viața de zi cu zi atunci. Mulți n-au știut. N-au știut, dintre apropiați, nu? Cunoștiți? Dintre apropiați, da, publicul nu știa. Publicul, mai bine. Puneam meșe, peruci, mă macheam, trebuie să mai aveam 36 de kg, fosilă, vie eram, deci, hai, balerină. Da, balerină. Atunci am montat duetul Spartacus, celebra. Senzat. Doamna Agut își făcea cruce în culise, zicea, ăștia mor și pic acolo pe scenă. Aveam prize spectaculoase, grele. Dorin slăbise și el 10 kg, nu mai era... Nu mai era vigoarea necesară, A fost un... Dar uite, suntem... Bun, v-ați vindecat, ceea ce este am mare. Am terminat și cu asta. V-a ajutat bunul Dumnezeu. Să știți că da. Și în cele din urmă ați cerut acordul medicilor, adică să-și dea acordul dacă puteți să aveți copii. Mi s-a spus să așteptăm un an și am stat vreo 3 și... Aha. Ca să ne... curățăm de tot. Așa, și astfel a venit Teo. A venit o altă surpriză, pentru că eu între timp mi-am pierdut și trompa stângă. Mă rog, mai multe, v-am zis că am mai multe operații. Se întâmplă, doamna Felice. M-a luat salvarea, m-am pachetat, cea a doua zi m-am trezit fără trompa stângă. Păi ce a fost? Păi, da, și cu 2 luni făcusem o ecografie, totul era ok. Nu, dar cu 2 luni înainte era ok. Și zic, păi, se poate și cu o trompă, dar deja înaintam în vârstă, stai așa, ce o fi cum o fi, că deja era probabilitatea de 50%, o lună, da, o lună, ba. Mi-am vizat 10 zile bucurile vieții și i-am zis, Dorine, să știi că avem un ochios în burtă, că de atunci așa zic ochios. Ce mai simți tu așa, simt. Acum să vină da. Teo și pentru telespectator. Este un înger, un înger, un înger. De asta îl cheamă Teo, e darul lui Dumnezeu. Da, da, e tare frumos, da. Tare scump. Și în cele din urmă ați izbutit, a venit și Teo. Da,
Da, natural, normal, natural, fără efort. Noi deja ne programasem, dacă până pe la 40 de ani nu reușim pe cale naturală, să înțelegem copii. Da, da. Deja ne pregătisem psihic, pentru că nu am acceptat și n-aș fi acceptat să nu fiu mamă. Nu știu, cred că este natura firii. Uh-huh. Nu știu, poate am prea multă iubire de oferit. Nu e suficient că dau în stânga-dreapta. Ce dinamică are, vedeți? Da, stau cu minte încă. Cine mă știe zice, vă, stai că e cu minte. Da, am multă energie, dinamic, multă iubire de dat. Nu întotdeauna am cui. Da. Când mai iau câte o palmă acolo, mai iau încolo. Palmele acestea ne învață să dăruim în continuare. Da, e frumos. Bun, a venit om. Vreau să comprimăm puțin. De ce? Pentru că mai avem circa 8 minute din cadrul acestei întâlniri și vreau să vorbim și despre Teo, cu acordul invitatei sigur mele, da. Firește. Copilul a venit, e frumos, e deștept, dar are afecțiunea aceea care a lovit mulți dintre copii și din ce în ce mai mulți. Ar trebui să vedem cauzele acestor efecte, nu-i așa? Da. Copilul are autism. Și asta a însemnat o altă bucurie, o altă luptă, pentru că nu e ușor, nu-i așa? Așa este. A fost o altă, nu palma vieții, poate o lecție, dar un pic dură pentru că a venit brusc. O lecție poate și pentru cei din jur mai ales. Și am, în momentul în care s-a pus diagnosticul, e adevărat, cam cu un an înainte am observat că ceva nu funcționează, făcea elementele repetitive. Se știe că autiștii au o lume interioară. Dacă ei nu pot controla cei în exterior, se refugiază în lumea lor și sunt liniștiți acolo. Uh-huh. În momentul în care am aflat diagnosticul a fost un șoc, pentru că iarăși, ca și în cazul hepatitei, nu aveam multe noțiuni, știam de Einstein, știam de... dar au fost frânturi, pentru că ei au avut elemente autiste, au avut aspergerul, dar n-au fost autistul clasic cu afecțiune pervazivă, cum a fost copilul meu. Spun a fost pentru că noi am ieșit foarte mult din multe elemente autiste. Am achiziționat vorbirea, am achiziționat moduri de comportamente, am achiziționat cumva cogniția mimicii și el răspunde. Deci începe să socializeze prin feedback vizual, nu neapărat și comportamental, ceea ce este fantastic, pentru că noi când mergem oriunde, zâmbim, spunem un bună ziua, la revedere, un mulțumesc, și asta ridică, pentru că el are aceste noțiuni deja achiziționate, dar am plecat că el a fost copil afectat pervaziv, global, pe toate segmentele, mai puțin neuromotor. Dar pe tot ce se cheamă psihic, funcțional, tot, inclusiv alimentația, inclusiv, deci până la vârsta de 5 ani consumat doar din biberon. De la 5 ani până acum, la 9 ani aproape, lua cu înghițitură. Abia acum a început să înțeleagă înghițitul cursiv, cu alimentația. Am lucrat și încă lucrăm foarte mult cu echipa terapeutică, noi, eu acasă, muncesc foarte mult cu el. Acum să introducem 9 ani și 3 luni, să da. Să mulțumim, să introducem alimente noi, să învățăm. Avem o echipă mare de psihoterapeuți, kinetoterapeuți, profesori de pian, profesori de not. Viața noastră toată se învârte în jurul lui. Dar poate nu știați, sau publicul, pentru că am înființat un ONG și ajut și alți copii. Și vă dăruiți mult exact. Altor. Nu direct. Indirect, adică lucrez cu o altă asociație, cu Rază de Speranță, și mulțumesc mult doamnei Diana Niță, copilul meu este beneficiar la acea asociație. Dumnezeu se ocupă pe parte de psihoterapie, da, de evoluția lui în societate, în comunitate, da? Eu mă ocup mai mult de parte de fundraising, comunicare, de organizări de evenimente, de caritate, adunăm fonduri. Jumătate rămâne în asociația noastră, jumătate donăm mai departe. Pentru că implicarea comunității, să știți că foarte importantă este. Dar de la noi, părinți, în primul rând, și după aceea, de la noi ca și ONG-iști, pornește totul, pentru că omul de pe stradă nu are de unde să înțeleagă că acest copil are o problemă, pentru că îi arată perfect și sunt frumoși și sunt calzi. Foarte calzi. Știți? Ne-am întâlnit odată, eram în livada poștei, am întâlnit cu invitata mea, mai era încă o doamnă
acolo și era și Teo și a fost primul meu contact și ultimul până astăzi cu Teo și m-a fascinat, s-a lipit, am comunicat, am simțit afecțiunea sau nevoia, și dăruia și probabil că trebuia să și primească. M-a fascinat și de atunci mi-e dor de el. Mi-e dor de tău, un copil deosebit. O să-l vedeți pe data de 27, pentru că a devenit fanul nostru. Da? Pe 27 ce avem? Trebuie să le spunem. Da, în 27 noiembrie, marți, de la ora 18, la Centrul Cultural Reduta, avem un eveniment caritabil, dar spectacol de balet în coreografia soțului meu, Mirea Dorin, basm românesc creat de el pe muzica celebrului Marius Dragomir. Vestitul. Prietenul nostru. Da, dar muzica etnosimfonică. Rădăcini românești, muzică românească frumoasă, simfonizată, o poveste, merită să veniți. Vă așteptăm cu mare drag. Construim povești, doamna Felicia deci, Popa. Încă o dată, data, locul? 27 noiembrie, 27. Marți, ora 18, la Centrul Cultural Reduta. Puteți găsi biletele și acolo. Sper să le mai găsiți atunci. Dacă nu, ne puteți contacta prin... orice sursă ne puteți găsi pe... Ia să spunem. Da, pe mail Teo Emidor este numele asociației Teo Emidor @gmail.com împreună, da? Da, Teo cu TH Teo Emidor Teo Emidor @gmail.com da? Gmail, sau da? La numărul meu de telefon, dacă se poate. Nu știu dacă, no. Mai bine nu. Nu, no. Ok, bine. Mai bine numărul de telefon, cel puțin nu la noi, pentru că cine știe cine se mai trezește să apeleze. Am înțeles. Okay. Fără, ce zici, mă, 2 minute, domne, când a trecut? Ce-i asta, 2 minute? Dacă aveți un interlocutor care tot timpul ar spune ceva și n-ar mai epuiza niciun subiect, atunci... trece cumva. Dacă avem un afiș, mă întreabă colega mea pentru evenimentul din noapte. O să-l am la noapte. E în lucru. Deci la noapte, bun, hai că facem cumva și... Și vi-l trimit, da. Noaptea am afișul, afișul, dar e în lucru acum. Da. Da. Prin urmare, mai avem doar 2 minute. Ce să faci în 2 minute? Poți să faci multe. Multe. Poți să schimbi lumea, da. Pozitiv sau negativ. Eu sper că v-am schimbat optica despre viață. Nu întâmplător am dat acest titlu ediției de astăzi, cred că ați înțeles cu certitudine, lebedele nu mor niciodată, pentru că atâta cât s-a putut de succint, am înfățișat traseul vieții unei persoane deosebite, așa, care ați văzut prin câte a trecut, așa, ca aspecte ale vieții, și ce om frumos este și acum, și după astfel de experiențe, se dăruiește multor oameni cu generozitate. Senzațional. Este absolut teribil. Balerinii, ce să zicem, nu pot să... Balerinii nu au cuvinte, sunt după, din altă după lume. Sufletul meu. Nu, sunt un fel de lacrimi care... lacrimi terapeutice, cumva. Care se pot sparge în foarte multe cristale total diferite. Ca exprimare. Este? Mm-hmm. Ce frumos! Așa este. Ce frumos! De la dramă la bucurie, de la agonie la extaz. Cineva m-a întrebat de curând, tu cum poți să dansezi pe scenă când în fundal sunt imaginile copilului tău din terapie? Mă refer când am evenimentele de caritate, dar nu în toate. Uh-huh. Și zic, încerc să mă dedublez și să-mi imaginez că el este îngerul meu care mă ajută. Nu invers. Și da, ei sunt îngeri. În genere copiii sunt îngeri, dar cei care... nu știu dacă asta e o boală, cine știe. Nu e o disfuncție, poate că... un alt fel de a fi. Un alt fel de a fi. Și... oricum, în psihiatrie, în general, asta nu ține de psihiatrie, afecțiunea aceasta, dar în psihiatrie, în general, e plaja foarte largă între normal și anormal. E, această disfuncționalitate... poate că e tocmai normalitatea și noi nu știm încă. Pentru că ei nu pun accent pe lucrurile materiale ca noi. Na? Vă dau un singur exemplu. Dacă eu am acest pahar cu apă aici și eu, Teo lângă noi, dacă eu mor, ce credeți că va vrea? Ce va vrea? Paharul cu apă. Nu pe mine. Și știți de ce? Pentru că eu nu mor ca simț, ca energie,
ca entitate. Ei ne percep tot timpul. De asta se spune că ei sunt... Știți? Este o chestie interesantă și testată. Și n-am crezut. Ce păcat. Întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit. Nu plecați, nu plecați, nu plecați, nu plecați, pentru că dacă ați plecat, ați pierdut totul, degeaba ne-ați urmărit. Urmăriți o improvizație pe blestemul Mariei Tănase, neapărat. Improvizația balerinei, nu întâmplător, este din arhiva personală a familiei Mirea, nu întâmplător, încheiem cu asta. Cred că asta este, are 3 minute și puțin. Bine este tot. Este concluzia întâlnirii noastre de astăzi. Este absolut fascinant. Mulțumesc din toată inima. Și eu vă mulțumesc. Să ne revedem cu bine. Cu mare drag. Atât pentru astăzi. Nu plecați, urmăriți balerina în continuare. Noi ne vom revedea și săptămâna viitoare, și, adică nu săptămâna viitoare, și mâine, și mai vedem noi când. Când ne ajută Dumnezeu. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută, balerina. Pulberea